Bine ați revenit! A venit momentul să reiau cursurile de aplicații și azi la optică geometrică voi vorbi despre o noțiune aparent mai greu de înțeles, aceea de obiect virtual. Deși este o noțiune ciudată, ne poate ajuta mult la rezolvarea unor probleme, acesta fiind și motivul pentru care vă vorbesc despre obiectul virtual și vă voi arăta și cum îl putem folosi la rezolvarea problemelor. Ideea de obiect virtual vine să completeze simetria obiect-imagine, simetrie care apare datorită principiului reversibilității razelor de lumină. Știm cu toții că imaginile pot fi reale sau virtuale și atunci de ce n-ar putea fi și obiectele reale sau virtuale? De fapt, din punct de vedere optic, care este diferența dintre obiect și imagine? În cele ce urmează, pentru a simplifica lucrurile, mă voi referi la un obiect de tip punct luminos. Dacă ne referim la un element optic, de pildă o lentilă sau o oglindă, obiectul este cel de la care vine lumina, iar imaginea este cea care se formează cu razele care pleacă de la elementul optic. Deci obiectul este cel care produce razele incidente, iar imaginea este produsă de razele emergente. Știm că dacă razele emergente se întâlnesc, avem o imagine reală. Și că dacă razele emergente nu se întâlnesc, dar se întâlnesc prelungirile lor, atunci avem o imagine virtuală, așa cum vedeți în acest desen. Dar aceste situații pot exista și în cazul obiectului. Razele incidente, care vin de la un obiect real, sunt întotdeauna divergente, pentru că pleacă toate din același punct. Vorbim despre un punct luminos, el emite lumină în toate direcțiile, așa cum vedeți în desenul de sus. Dar există, după cum veți vedea, și situația în care se întâlnesc doar prelungirile razelor incidente, așa cum vedeți în desenul de jos, și atunci vorbim despre obiect virtual. Diferența este că imaginea este reală când razele emergente se întâlnesc, adică atunci când avem un fascicul convergent de raze emergente, și este virtuală atunci când avem un fascicul divergent de raze emergente, pe când obiectul este real atunci când razele care vin, razele incidente, formează un fascicul divergent și este virtual atunci când razele formează un fascicul convergent, razele incidente. Mai putem spune în felul următor. Dacă imaginea se găsește în spațiul imagine, atunci este reală. Dar dacă se găsește în spațiul obiect, atunci este imagine virtuală. Și atunci, prin extindere, putem spune și pentru obiect că dacă obiectul se găsește în spațiul obiect, este real, dar dacă se găsește în spațiul imagine, este un obiect virtual. Aici, atenție, să nu vă gândiți acum că putem pune obiectul de la început, în dreapta, în cazul lentilelor, de pildă. Nu despre asta este vorba. Spațiul obiect este spațiul din care vine lumina. Deci dacă pun obiectul în dreapta, spațiul din dreapta devine spațiu obiect și spațiul din stânga devine spațiu imagine. Obiectul virtual însă trebuie să se găsească în spațiul imagine. Dar apare întrebarea, cum poate să apară un obiect în spațiul imagine? E adevărat că un obiect real nu poate să existe în spațiul imagine, pentru că, așa cum v-am spus, dacă pun un obiect real în spațiul imagine, acel spațiu devine spațiu obiect. Dar un obiect virtual poate. Vă arăt cazul cel mai simplu, cazul unei oglinzi plane. Acesta este cazul unui obiect real. Imaginea se formează, așa cum știm din teorie, în spatele oglinzii și deoarece se întâlnesc prelungirile razelor emergente, imaginea este virtuală și are o poziție simetrică față de oglindă cu obiectul. Dar dacă la oglindă vin raze convergente, vedeți al doilea desen, atunci ele se reflectă, așa cum vedeți, și dau o imagine reală.
pentru că se întâlnesc. Dar a cui este această imagine reală? Aflăm răspunsul dacă prelungim razele incidente, așa cum vedeți în desen. Și atunci, imaginea din fața oglinzii este a unui obiect virtual, notat în desen OV. Veți spune că dacă obiectul se găsește în spatele oglinzii, nu se poate forma imaginea. Aveți dreptate dacă vă referiți la un obiect real. Dar obiectul nostru este virtual și imaginea lui este reală. Dacă obiectul ar fi real și s-ar găsi în fața oglinzii, ar avea o imagine virtuală. De fapt, dacă ne gândim la principiul reversibilității razelor de lumină, putem schimba locul obiectului virtual cu imaginea. Și atunci obiectul ar fi real, iar imaginea ar fi virtuală. Deci în cazul oglinzilor plane, când obiectul este real, imaginea este virtuală, iar când obiectul este virtual, imaginea este reală. Acum să ne gândim la o lentilă, să spunem lentilă convergentă. Știm că dacă obiectul este real, el se găsește în stânga. Cum ar putea să apară un obiect în dreapta, un obiect virtual, evident? Vă amintiți că obiectul virtual apare când avem un fascicul incident convergent. Priviți, vă rog, acest desen. La o lentilă convergentă vin două raze convergente. Am ales două raze despre care știm cum se refractă. Cea care vine paralel cu axa optică se refractă prin focarul imagine al lentilei, iar cea care vine din focarul obiect, din direcția focarului obiect, se refractă paralel cu axa optică principală. Lentila formează o imagine reală, cea desenată cu roșu. Dar, ca în cazul oglinzii, apare întrebarea a cui este această imagine. Și așa cum era și în cazul oglinzii, este imaginea unui obiect virtual pe care îl putem vedea dacă prelungim razele incidente, așa cum vedeți acum. Desenul ne arată că acolo unde se întâlnesc prelungirile razelor incidente, avem un obiect virtual. Și acum două observații foarte importante. Conform principiului reversibilității razelor de lumină, atât în cazul oglinzii, cât și în cazul lentilei, obiectul virtual poate fi considerat imaginea virtuală a unui obiect real care ar avea caracteristicile geometrice și poziția imaginii reale finale. Și a doua observație, pentru a obține un fascicul incident convergent, am nevoie de un element optic convergent. Un obiect nu poate produce el singur, am spus asta, decât fascicule divergente. Lumina pleacă în toate direcțiile. Deci un obiect virtual poate să apară doar dacă am o asociere de elemente optice. Nu poate să apară dacă am un singur element optic. Trebuie să am cel puțin două. Unul dintre elementele optice transformă fascicul divergent care vine de la obiectul real într-un fascicul convergent și atunci al doilea element optic pe care cade acest fascicul convergent poate fi în situația obiectului virtual. Și acum să vedem cum ne ajută noțiunea de obiect virtual la rezolvarea problemelor. Vă voi da un singur exemplu, deoarece următorul curs de aplicații la optică geometrică va fi despre rezolvarea problemelor în care apar asocieri de elemente optice, de pildă două lentile sau două oglinzi sau o oglindă și o lentilă. Și acolo vom întâlni din nou și cazuri în care trebuie să folosim noțiunea de obiect virtual. Exemplul de azi se referă la două lentile convergente, pentru că e cazul cel mai frecvent întâlnit în probleme, așa cum vedeți în desen. Problema ne întreabă unde se formează imaginea finală dată de acest sistem de două lentile
convergente. Să presupunem că știm distanțele focale, f mic 1, respectiv f mic 2, distanța dintre lentile, notată și pe desen cu d mic, și distanța la care se găsește obiectul de prima lentilă, x1. Și atunci, în astfel de cazuri, întotdeauna trebuie să calculăm întâi valoarea lui x2, adică să vedem unde formează prima lentilă imaginea. Unde și ce fel de imagine se formează. Și folosim prima relație a lentilelor. 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f mic 1, pentru că ne referim la prima lentilă. Repet, vrem să vedem unde formează prima lentilă imaginea. Și de aici găsim că x2 este egal cu f mic 1 înmulțit cu x1 supra f mic 1 plus x1. Sigur, trebuie să avem grijă ca valoarea lui x1 pe care o folosim aici să fie negativă. Acum, să presupunem că obținem un x2 pozitiv, ceea ce înseamnă că avem o imagine reală. Și în această situație avem două cazuri distincte, două cazuri posibile. Primul caz este cel pe care îl vedeți în acest desen, în care x2 este mai mic decât d. Ceea ce înseamnă că imaginea reală dată de prima lentilă se formează în stânga celei de-a doua lentile. Și asta înseamnă că ea devine un obiect, un obiect real pentru a doua lentilă, pentru că se găsește în spațiul obiect al celei de-a doua lentile. Și în acest caz, rezolvarea este simplă, pentru că observăm că distanța de la a doua lentilă la această imagine, să notăm x1', la această imagine reală care este obiect pentru a doua lentilă, de-aia am notat-o cu x1', după cum vedeți în desen, ea este egală cu d minus x2. Dar pentru că x1' e negativ, are valoare negativă, trebuie să-l iau în modul și asta înseamnă că pot scrie că x1' este de fapt x2 minus d. Și pot scrie 1 pe x2' minus 1 pe x1' este egal cu 1 supra f mic 2, adică 1 pe x2' minus 1 pe și în loc de x1' voi scrie x2 minus d egal cu 1 supra f2 și obțin în final pentru x2' este x2 minus d înmulțit cu f mic 2 supra x2 minus d plus f mic 2. Și pot să calculez unde se formează imaginea finală în acest caz. Acum să vedem al doilea caz posibil. El apare atunci când valoarea calculată a lui x2 este mai mare decât d, distanța dintre cele două lentile. Și asta înseamnă că imaginea pe care o formează prima lentilă, imaginea reală pe care o formează prima lentilă, nu mai cade în stânga celei de-a doua lentile, ci în dreapta acestei lentile. Bineînțeles că ea nu se mai poate forma, dar în acest caz vorbim despre un obiect virtual. Pentru că atunci când imaginea produsă de prima lentilă a căzut în stânga celei de-a doua, am avut un obiect real, această imagine a devenit obiect real, pentru că se găsea în spațiul obiect al celei de-a doua lentile, acum
Acest obiect este virtual pentru că se găsește în spațiul imagine al celei de-a doua lentile. Și acesta este deci cazul obiectului virtual. Așa că ceea ce trebuie să găsim este unde se formează imaginea acestui obiect virtual. Și pentru asta observăm că x1', adică distanța de la a doua lentilă până la obiectul virtual, este x2 minus d. Și este pozitivă. Deci așa rămâne. x2 este mai mare decât d, x1' este x2 minus d și rămâne cu această valoare pozitivă pentru că se măsoară spre dreapta. Și înseamnă că avem aceeași relație și în acest caz. Diferența este că întâi am avut această diferență negativă și acum ea este pozitivă și asta va schimba complet rezultatul. Dar mai apare o problemă și anume cum găsim grafic în desen unde este imaginea obiectului virtual. Am desenat cazul unui obiect virtual. Vedeți două raze convergente care vin la lentilă și prelungirile lor se întâlnesc și ne arată unde este vârful obiectului virtual. Cum aflăm unde se formează imaginea obiectului virtual, adică imaginea finală dată de sistemul nostru de lentile, pentru că nu uitați, mai există o lentilă. Pur și simplu ne gândim cum s-ar propaga cele două raze după refracție, când vor fi raze emergente. Raza care vine paralel cu axa optică principală se refractă prin focarul imagine, iar raza care vine dinspre focarul obiect se refractă paralel cu axa optică principală. Locul în care se întâlnesc aceste două raze este imaginea obiectului virtual. Deci aici am imaginea obiectului virtual, care de fapt este imaginea finală pe care mi-o dă sistemul de două lentile convergente. În final, vreau să mai spun că am folosit deja noțiunea de obiect virtual când am dedus relațiile lentilelor, numai că atunci nu i-am spus obiect virtual, deoarece nu definisem încă această noțiune. Dar puteți vedea această deducere în cursul Lentile, de la minutul 8, găsiți linkul în descriere. Veți vedea că vorbesc despre imaginea produsă de primul dioptru în sticlă, dacă n-ar exista al doilea dioptru și acum știți că o astfel de imagine poate fi considerată un obiect virtual. În următorul curs de aplicații la optică geometrică voi arăta cum trebuie rezolvate problemele în care apar, așa cum v-am spus, asocieri de lentile, lentile și oglinzi, oglinzi și acolo vom mai întâlni cazul în care ne ajută această noțiune de obiect virtual ca să găsim răspunsul. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!